s-a întâmplat într-un joc amical, la o fază când am sărit la cap cu un adversar. În momentul când am căzut, am căzut prost și atunci s-a întâmplat accidentare. Trebuie să știi cum să cazi, trebuie să știi că trebuie să vii pe un picior și apoi să te și rostocolești dacă e nevoie. Normal că în timpul săriturii tu nu vei sări ca o floare, vei fi îmbrânjit, vei fi bruscat, vei fi împins și în condiții, vei fi tras și în condiții astea tu trebuie să te echilibrezi astfel încât organismul singur își va reechilibra poziția și va cădea așa cum trebuie. Sportivii care nu au această coordonare nativă, ei suferă cel mai multe accidentări. Am simțit o durere la piciorul drept, foarte tare, și nu mai simțeam piciorul. Primul gând a fost că am simțit că ceva s-a rupt și m-am gândit că poate nu o să pot să mai joc fotbal. Un sportiv accidentat are ca și consecință pe plan fizic durerea, în primul rând, și imposibilitatea de a face mișcare, ceea ce aduce de la sine o excludere socială. Este exclus poate din echipă, dacă accidentarea lui durează mai mult timp. Pe plan psihic pot apărea și depresii, de aceea cred că e important ca în echipa medicală să fie inclus și un psiholog. Am fost luat pe targă, am fost dat pe marginea terenului și a fost chemată o ambulanță pentru că era ceva grav. Mi-a spus că nu este neapărat nevoie de operație, dar va fi un timp îndelungat în care nu voi mai juca fotbal. Dacă ar fi să discutăm despre refacere, să discutăm și despre o vitaminizare corectă a jucătorului, dar având în vedere că sunt copii, juniori, ei mai mult vor merge pe o alimentație sănătoasă, pe o alimentație naturală, brânzeturi, lactate, proteine de calitate foarte bună. În momentul în care am primit diagnosticul de la doctor, a fost o... Am simțit o durere foarte mare, pentru că mi-a spus că nu o să mai pot să joc. După ce le-am spus părinților ce diagnostic mi-a dat doctorul, a fost o durere foarte tare și pentru tata, care chiar își dorește acest lucru pentru mine. Refacerea sportivului după activitatea fizică este extrem de importantă și aici intervine iar familia, care trebuie să-l ajute să-l susțină tot ceea ce efectuează ca demersuri. În cele două luni de zile în care eu stăteam doar în pat și cu echipierii mei jucau pe terenul de fotbal, a fost tragic. Am fost și la câteva meciuri după margine și era foarte greu să vezi cum ei joacă și eu stau pe margine și mă uit. Este foarte important ca, așa cum începe antrenamentul, cu încălzire prealabilă a copilului, a jucătorului, cu un stretching, după aia cu anduranță, cu intensitate, trebuie să se oprească tot progresiv, astfel încât la sfârșitul antrenamentului să-și facă posturarea sau refacerea, care este extrem de importantă. Nu știu dacă este un motiv anume pentru ce s-a întâmplat, dar poate și din cauza terenului sintetic, dar greșeala cred că a fost a mea, pentru că am aterizat când am sărit, nu am aterizat pe vârfuri și piciorul a alunecat pe terenul sintetic, fiind umed, și atunci s-a întâmplat. Eu sunt jucător de handbal. Eu trebuie să-mi dezvolt foarte bine brațele, nu e adevărat. Trebuie să dezvolt foarte bine și brațele, și picioarele, și abdomenul. Sunt jucător de fotbal, n-am nevoie de brațe. Nu e adevărat, trebuie să dezvolți la fel de bine și brațele, și trunchiul, și membrele inferioare, pentru că într-un contact 1-1, cel care este mai puternic îi ia fața celuilalt adversar. Deci iată că ne ajută obligatoriu. Nu mai vorbesc de viteză și de alergare în regim, de dribbling în regim de viteză. Este foarte importantă o dezvoltare echilibrată. Chiar dacă nu trebuie neapărat să te ferești de joc și toată lumea spune să
joci, să pui piciorul, să te lupți pentru asta, dar câteodată e mai important este sănătatea. Un mesaj direct pentru antrenor ar fi acela de a pune sănătatea sportivilor pe primul loc și apoi rezultatele.